De Ziua Internațională a Muncii, mai mulți angajați au participat la Chișinău la un meeting cu genericul Munca decentă, viitor european. Ei spun că în acest fel vor să le reamintească autorităților să investească mai mult în condițiile de muncă ale salariaților. Muncă decentă, viitor european! Muncă decentă, viitor european! De Ziua Internațională a Muncii, zeci de oameni s-au adunat în fața Palatului Feroviarilor din Chișinău și au cerut respectarea drepturilor salariaților. Noi suntem din partea Universității de Stat din Republica Moldova și venim cu un mesaj pentru munca decentă, pentru condiții sigure de muncă pentru toți salariații, în special pentru cei din învățământ. Noi am venit ca să cerem, să ne arătăm că suntem solidari și interesul nostru să fie scos la iveală și dus până la capăt. Care e cel mai mare interes a omului care muncește? Salariu și pensia. Noi am venit să spunem lumii întregi că suntem împreună, suntem puternici și împreună putem face viața oamenilor mai bună. Participanții au adoptat un document cu un șir de revendicări pentru îmbunătățirea situației social-economice a salariaților. Ziua de 1 mai, prin tradiție, o sărbătoare remarcabilă, simbol al coeziunii oamenilor muncii și al respectului față de muncă ca valoare incontestabilă a umanității. Anual, la 1 mai, oamenii muncii și mișcarea sindicală se solidarizează pentru a reaminti că drepturile lucrătorilor trebuie respectate. Sigur, ne dorim ca forța de muncă tânără să nu emigreze din țara noastră, fapt care fac un apel către cele trei puteri ai statului să întreprindă măsuri urgente pentru a stopa migrația forței de muncă tânără. Ziua Internațională a Muncii este sărbătorită în amintirea mișcărilor de protest organizate în anul 1886 de muncitorii din statul american Chicago. Atunci, sute de mii de americani au ieșit în stradă pentru a cere dreptul la ziua de muncă de 8 ore, fără reducerea salariului.